Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Șoferii care nu-și plătesc amenziile ar urma să rămână fără permis, prevede un proiect de lege care acum este la Senat. Să le ridice permisul. Termenul de neplată e de 2 luni. Adică primești amenda, nu plătești timp de 2 luni, hați, ți-a ridicat permisul. Păi și cum face asta? Asta este o bună întrebare, că nu știu dacă statul român are și capacitatea de a monitoriza această situație. Și alora că, pe care a prins cu corupția, le-au luat averile. De nu s-au văzut. Se întâmplă fel de nenorociri. Cred că la fel face și cu permisele. Da, da. Adică asta cu amenziile, statul român nu știe că ai plătit amenda, nu că n-ai plătit-o. Exact. Știi, te duci, vorba aia. Oricine are mașină și a luat vreo amendă de circulație, știe. Trebuie să păstrezi amenda aia sfânt, lângă icoană și lângă candelă, pui amenda, o înrămezi, îți faci dosar și îl înrămezi, păstrezi. Pentru că dacă peste 15 ani sau peste o lună vrei să vinzi mașina, trebuie să ai dovada că ai plătit amenda. Și s-a întâmplat tuturor asta, știm foarte bine. Și acum statul se gândește, hai să le ridicăm permisele lor care nu plătesc amenziile. Păi, dar voi nu știți cine a plătit, nu cine nu a plătit amenda. Dar sunt date exemple țări precum Austria, Franța sau Belgia, care au astfel de legi, susțin inițiatorii proiectului. Păi, eu cred că prin sondaj o să facă chestia asta. Prin o să fie inspectori, serios, care o să aibă cumva un tabel scris de mână, înțelegi, cu cei care au pățit-o și au fost amendați. Da. Și merg din ușă în ușă. Nu vă supărați. Aveți o amendă. Da. Ați plătit-o? Recunoști că ești mistreț? Exact. Zi, mai ai plătit amenda? Da, domn șef. Băi, du-te, mă, Zi-o adevărat. Am plătit-o, domn șef. Aia, doar încercam să văd care este... Altfel nu văd cum ar putea să... Da. Cred, în România, nu știu. Ți-am povestit cum am dus eu la poliție să plătesc o amendă despre care poliția zicea că nu mi-a dat-o? Asta este o altă chestie. Serios. Cu mulți ani în urmă am parcat ilegal. Cred că am fost eu și cu încă un fraier, am fost singurii bucureșteni din anul ăla care am luat amendă de parcare în București. Dar s-a întâmplat. Da. Am parcat, mă duceam să-mi fac niște ochelari, că nu prea mai vedeam. Și am parcat undeva în spatele Băncii Naționale și când am ieșit, am văzut un polițist care se îndepărta de linia de mașini parcate în zona respectivă. Ce-i și zic bănuit? Că stai să vezi că s-a dat amendă. Și m-am găsit un fluturaș în parbriz, o hârtiuță în care eram informat că am fost amendat pentru parcare ilegală un alt număr de mașină. Deci nu era numărul mașinii mele, știi? Și m-am gândit, de ce te încruzi, Luca? Că nu înțeleg, sunt... Ați fost amendat pentru că parcare nu știu, pe strada nu știu care, între orele nu știu care, pe numărul B nu știu cât, bâl. Da. Care era alt număr. Și mi-am dat seama că polițistul a încurcat fluturașii. Deci probabil că a pus la mine... La altă mașină, da. Așa că m-am dus la secția de poliție respectivă. Autodenunț. M-am stat la coadă. Era coada. Serios. Și am intrat. Măi, au crezut că iau la mișto. Da, oricum numai tu ai făcut asta pe lume. Dar stai să vezi. Ăla mi-a zis polițist, deci după ce i-am explicat, s-au uitat și au dat așa niște coate și au aruncat niște priviri, uite și pe prostul ăsta. Și mi-a zis, zice, domnule, zice, nu, dacă ți-a pus greșit, nu ai de plătit nicio amendă, stai liniștit. Domnule, vă rog, verificați. Domnul Petrean, nu are rost să vă rugăm, verificați. Crezi că a scos un catastif și a început găsit? Da. Băi, avem amendă, înțelegi? Aveam amendă și poliția a încercat să mă convingă că nu-mi dăduse amendă și m-a rugat de ei, domnule, mă rog frumos să verificați. Banii. Da. Și am plătit amenda, trecuseră, cred, adică nu mai știu dacă puteam să plătești jumate sau am plătit amenda și am rezolvat problema. La tine tu trebuia să plătești 2 lei, că ai plătit-o numai puțin de 20 de minute. Asta cu amenziile e o glumă, ne scrie cineva. Eu am vândut un teren în 2007. Anul ăsta am primit somație că nu am plătit impozitul pe ultimii 5 ani. Și s-a vândut 15 ani terenul și a primit somație. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.